ziua! Ați fost invitat la ședința extraordinară a Consiliului Local de astăzi prin dispoziția primarului numărul 132 din 8 iulie 2021. Sunt prezenți 13 consilieri locali în funcție. Domnul Meșterca Sergiu participă online, după cum știți. Lipsesc domnul Moraru Benone și doamna Subitu. Și pentru început supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal al ședinței anterioare, vă rog să le formulați. Dacă nu sunt, cine este pentru? Unanimitate, mulțumim. Vă rog pe doamna președinte să preia conducerea verilor ședinței. Bună ziua! În ședința de astăzi au fost puse pe ordinea de zi 3 puncte și suplimentar încă un punct. Cine dorește să aprobe punctul suplimentar pentru a fi discutat aprobat în ședința de Consiliu de astăzi? Cine este pentru de suplimentarea ordinii de zi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și cum? Și cu Sergiu, nu. N-am numărat bine? Da, vă rog încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și cu Sergiu, 9 voturi pentru. Mulțumim. Cine se abține? Consilierii PSD se abțin, da? Mulțumesc. Și putem motiva și de ce, întrucât acest material nu l-am primit la timp, înainte cu 15-20 de minute, și nu aș vrea să supărăm pe nimeni, dar nu putem vota ceva ce nu știm și n-am fost bine informați. De aceea vă rugăm tare, tare mult, dați-ne materialele la timp, e prima dată când facem lucrul acesta. Mulțumesc! Mai dorește cineva să se înscrie la cuvânt pe acest proiect? Trecem la punctul 1. Supuneți la vot ordinea de zi, a fost doar suplimentarea. Ok. Supunem la vot ordinea de zi. Cu suplimentare. Cu suplimentare. Cine pentru este? Pentru că suplimentarea a trecut până la vot. A trecut suplimentarea. Și acum se pune ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi cu cele 3 puncte. Cine este pentru? Se abține cineva? Unanimitate, mulțumesc. Citesc numărul 1, primul proiect după ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni de zile calendaristice, începând cu luna iulie 2021. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Întrucât la acest punct a fost depus un amendament, doresc spre discuții acest amendament. Cine dorește să poarte discuții pentru acest amendament care a fost depus? Permiteți să intervin. Domnul primar a inițiat propriul hotărâre la rugămintea a 6 dintre consilierii locali care a la solicitarea scrisă. Pe care ați văzut-o, de fapt. A 6 consilieri locali care l-au rugat să inițieze acest proiect de hotărâre. Da? Deci am făcut precizarea că a fost inițiat la solicitarea consilierului local. Acest proiect? Da. Echipa PSD a depus un amendament. Așa este. Cine este pentru acest amendament care a fost depus de către echipa PSD? De către... 1, 2, 3, 4, da? Cine este împotrivă? Deci sunt 9 voturi împotriva, amendamentul nu a trecut. Urmează supunem la vot proiectul de hotărâre, pentru care trebuie făcută o propunere pentru președintele de ședință. Propun pe domnul Catalan. Mai sunt alte propuneri? Mulțumesc. Cine este pentru? Eu mă votez. Puteți vă face, nu. Puteți vă
Avizele sunt favorabile, am primit avizele. Puteți repeta propunerea, eu nu am auzit-o. Domnul Catan. Ați auzit? Domnul Catan, Alexandru, propunerea. Da. Da. Și cum votați? Pentru, da? Deci sunt pentru. 9 voturi pentru, împotrivă. Abțineri? Am spus că nu ați abțineri, da? Am fost împotrivă, doamna secretară. Am fost împotrivă. Te-am întrebat și am spus, bine, împotrivă. PSD, am consemnat. Dar fiind majoritatea întâlnită, domnul Catan era conducerul conoșit. Da? Da? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre a Consiliului Local privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale al orașului Stănic Moldova. Inițiatorul, domnul primar Vace Gheorghe. Dacă sunt înscrieri la discuții pe acest subiect. Avizele cum sunt favorabile. Avizele sunt favorabile. Dorește cineva să ia... Dacă nu supunem o vot, cine este pentru? Unanimitate, da? Unanimitate? Da, mulțumim. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2021. Inițiator, domnul primar Baciu Gheorghe. Voturile sunt... Avizele sunt favorabile? Avizele sunt favorabile, da. Dacă sunt înscrieri la discuții pe acest subiect. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Unanimitate, mă. Unanimitate. Trecem la punctul suplimentar. Modificarea regulamentului de organizare și funcționare. Trecem la punctul suplimentar, proiectul de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Inițiator, domnul primar Vace Gheorghe. Dacă sunt înscrieri la cuvânt pe acest subiect. Doamna secretară, avizele sunt favorabile. Avizele sunt favorabile. Cine este pentru? Cine este împotrivă? De ce? Abținere? 4 abțineri. Deci 9 voturi pentru. 4 abțineri. Pot să spun și eu ceva, cu care nu știu am dat, am spus și la comisii, motivația. Materialul mi s-a prezentat în urmă 20 jumătate de oră, iar din punctul meu de vedere, probabil că și al colegilor mei, nu putem vota ceva ce nu știm, pentru care nu suntem informați. De aceea revenim cu rugămintea și noi prima oară să ne dați materialul în timp, așa cum spune regulamentul. Consemnat votul. Păi, mă rog, și la... poate ține seama, că se pare că nu. Trecem la ultimul punct divers. Dacă sunt înscrieri la cuvânt pentru acest punct. Domnul Ceangăru, mai sunt și alte înscrieri? Domnul Măcar.
putem. Aș vrea să, conform regulamentului, să vă inițiez că pentru înscriere la cuvânt sunt acordate 2 minute maxim. Așa prevede regulamentul, să înțeleg. Da, se pare că când avem ceva de spus, nu se bagă cu rapid. Știm cu toți ce s-a întâmplat la ședința trecută. Domnul primar, cred că trebuia să meargă pe Părâu Sărar, zona strada Păcii, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Când i-am spus domnului primar aceste lucruri, domnul primar s-a ridicat și a ieșit din ședință. Nu e normal și nu e corect. Cetățenii de acolo așteaptă niște răspunsuri. Cred că este cea mai în măsură, atunci când este o calamitate naturală, să se ducă la fața locului, să vadă ce s-a întâmplat, să vadă cum a intrat apa în case, să vadă podețele dărâmate, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Chestiunea a plecat simplu de la achiziționarea cazinoului. I-am spus domnului primar, este foarte bine, este foarte corect că achiziționăm cazinoul. Dar dumneavoastră ați fost în teren să vedeți cu adevărat pagurile ce le-a produs inundația? S-a supărat pe mine și a plecat din ședință. Se pare că sunt oaianiate din Consiliul Local, dar cred că avem și cetățeni, cetățenii ne-au trimis aici. Nu am venit de bună voie, ne-au acordat niște voturi, și noi trebuie să-i reprezentăm. Așa cum vine fiecare cetățean la mine la poartă, așa vin și eu la domnul primar cu niște rugăminte. Pentru că nu se poate altfel. Eu m-am săturat să vină X, Y la poartă la mine și să spună, băi, apeși consilier sau ce ești? Nu se poate. Vă rog să luați măsuri, dacă se poate, cu domnul prezentul mai am. Cât mai aveți? 20 secunde? 40? De 40? Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și sper că domnul primar o să meargă și o să vadă acolo case inundate, podețuri și altea și nu sunt de nevoință să cumpărăm case nou. Este foarte ok, dacă dumneavoastră are bani, se poate cumpăra fără nicio problemă. Doriți să vă înțelegeți la cuvântul nostru? Vreau să pun o întrebare. În ședința din 36-a s-au pus la diverse câteva întrebări de către colegul nostru Aienoae. Ni s-a promis că o să ni se dea răspuns în scris. Greșeala noastră a fost că n-am întrebat în cât timp vom primi acest răspuns în scris. Într-o zi, în două, în trei, la următoarea ședință sau în 30 de zile. Credeți că puteți să ne spuneți când puteți să ne dați în scris la acele întrebări? Mi-a dat cineva astea cuvântul? Ați avut 2 minute deja. Nu mai putem, gata, nu? Deci 2 minute și atâta. Și plecăm acasă. Exact. Plecăm acasă, domnule. În 2 minute, ce să spuneți, domnule? Domnul președinte, mă adresez dumneavoastră, nu mă adresez domnului primar, cu rugămintea să-i spuneți dumneavoastră domnului primar, ca cei 6 de la PSD să nu mai fie jigniți, cum ne-am fost făcuți. Pleacă nesimțiți, nu mai știu cine a spus, inconștienți. Vreau să zic că din echipa asta PSD n-am participat și n-am îngropat slănii cu noi. În echipa domnului primar mai sunt niște persoane care au făcut parte din echipa aia care se tot amenință că a îngropat Slăricu și mulți din conducerea primăriei au făcut și ei parte. Nu mai vreau ca niciodată noi, consilierii PSD, să fim aici jindiți că am făcut, că am dres. Acum să treacă timpul, să vedem ce o să se întâmple după 3 ani cu consilierii dumneavoastră care ar să rămână în primărie, tot pe aici, printre rândul consilier. Să vedem și ei cum s-a simțit atunci când cineva de la pupitru din față o să-i zică, ai făcut, ai dres, ai dres, care ne-ai făcut. Atâta doar și v-ați spus. Mulțumim. Aș vrea totul să spun și eu 2 cuvinte de pentru la ce a spus dumneavoastră. Exact din acest motiv am cerut să se schimbe președintele de ședință, fiindcă nu a aplicat regulamentul și nu a oprit aceste discuții inutile și aceste... Și să știți că jignirea au fost de toate părțile, nu... Nu, nesimțire și incompetență, nu. Nu, au fost și mai grave altă dată, dar nu s-au consemnat, nimeni nu... Cred că s-au trecut și mai 2 minute,
Dacă nu era ținut acolo... A trecut, domnule. Deci, ce domnule, Dumnezeu? Nu mai vreau să spun. Să zicem de acum. Dacă nu mai sunt alte discuții, vă rog, îmi place, liți închisă. Mulțumesc.